Bun venit! Bun să văd! Bună! Ok, aștept să aștept toată lumea. Am înțeles că mai avem fiind în acest moment 25 de minute. Bun! Bun venit, dragilor! Permiteți-mi să mă prezint. Eu sunt Constantin Mușat, sunt fondatorul Ayurveda Eduscult. Este prima școală de specializare în tehnica de masaj ayurvedic. Eu am adus această tehnică în România, din India. M-am specializat și reprezint o școală din India de Sud, Ayurveda Kalari Sangam. Ea este din India de Sud și India de Sud reprezintă în acest moment reprezintă Centrul Mondial de Ayurveda. Acum, câți dintre voi ați mai auzit de Ayurveda? Puteți să ridicați o mână, pentru că aveți și o carte acolo, foarte frumos. Bun. Ayurveda este primul sistem holistic de vindecare a ființei umane. El a apărut în urmă cu aproximativ 5.000 de ani în cultura antică vedică, deci nu în India. În India doar este centrul în care ea s-a păstrat ca țară și este recunoscută în acest moment, pentru că în India, în acest moment, se practică în continuare acest sistem. Și acest sistem este un sistem natural de prevenție, care are grijă de mai multe aspecte ale ființei umane. Deci nu doar de partea fizică, dar inclusiv de partea mentală, emoțională și spirituală. Ayurveda, cuvântul în sine, se traduce în felul următor. Cuvântul Ayush, care înseamnă viață, iar Veda înseamnă știință sau cunoaștere, înțelepciune. Și atunci, sistemul acesta Ayurveda s-ar produce în termenii noștri ca știința vieții. Și vă dați seama că este un sistem în care sunt incluse foarte multe forme de terapie care există în prezent. Mă refer la terapie complementară, care poate să fie de la partea fizică, aspectul fizic, sau partea emoțională, partea de terapie în care noi discutăm cu oamenii și trecem împreună cu el printr-o ședință de consiliere. Și această ședință de consiliere ce înseamnă? Înseamnă în felul următor. În primul și în primul rând, Ayurveda caută să vindece sau să echilibreze ființa umană din perspectiva energetică. Acest sistem fiind un sistem natural, să știți că el a fost transmis din generație în generație și în același timp el a fost scris. Și acest sistem natural, care este rolul și scopul lui? Rolul și scopul lui este să reconecteze ființa umană, omul, cu natura. Și atunci, respectându-se toate legile naturii, omul se reintegrează în această armonie cu natura și cu universul. Aceste legi ale naturii, ele sunt valabile și universale peste tot. Deci, acest sistem poate să fie aplicat de orice persoană, indiferent de locul sau circunstanțele în care el se află. Mai departe, acest sistem, mergând pe această linie de cunoaștere, el caută să practice zona aceasta de conexiune și reconectare a omului cu natura în felul următor. Există 5 elemente de bază fundamentale în natură. Aerul, apa, pământul, focul. Și toate aceste elemente, ele sunt universal valabile, indiferent de locul în care ne aflăm. Toată lumea are nevoie de apă, toată lumea are nevoie de aer, toată lumea are nevoie de a se afla în spațiu cu un aer liber, a se conecta cu soarele și cu cerul. Și atunci, în felul acesta, aceste elemente, ele se combină și formează trei energii fundamentale de bază. Aceste energii fundamentale de bază poartă numele de dosha. Dosha înseamnă energie care se perturbă sau care poate să fie schimbată. Conform cu Ayurveda, scopul acestei științe este ca ființa umană să fie în echilibru. Și acest echilibru se atinge din perspectiva în care aceste energii, ele sunt, se mențin în echilibru. Și bineînțeles că noi evoluăm ca oameni. Când suntem copii avem un anumit echilibru, când suntem oameni maturi avem alt echilibru, iar spre bătrânețe avem nevoie de alt echilibru. Se schimbă stilul de viață și ni se schimbă inclusiv principiile și modul de cum ne putem desfășura activitatea. Și în felul acesta, dacă noi suntem conștienți de acest echilibru dinamic, atunci noi putem să avem o stare de sănătate completă și de lungă durată. În felul acesta, Ayurveda a creat niște principii de bază foarte simple, care pleacă de la partea aceasta în care aceste energii generează anumite caracteristici. Și noi, dacă știm să identificăm aceste caracteristici, atunci o să știm și ce reprezintă echilibrul pentru o anumită persoană. Pentru că toate persoanele, să știți, ele sunt tratate într-un mod individual, în conformitate cu aceste energii. Și lucrul acesta, cum se află? Se află într-o consultație. Și aceasta este și una dintre specializările pe care noi oferim în această școală, pe lângă ședința de masaj și demonstrația pe care voi o să vedeți astăzi.
este această specializare în partea de consultanță, în care tu ai o discuție cu omul, afli care sunt necesitățile cu ceea ce se confruntă el și mai departe poți să-i recomanzi anumite principii în viața lui, în așa fel încât el să echilibreze. Cum ar fi? De la stilul de viață. Ce fel de mișcare este potrivită pentru el, în conformitate cu tipologia lui energetică. Ce fel de exerciții fizice, ce fel de exerciții de respirație, ce tehnică de meditație sau de rugăciune. Pentru că meditația sau rugăciune este considerată terapeutică, adică are un proces terapeutic în spate. Și atunci se recomandă în procesul de vindecare și de echilibrare a ființei umane, inclusiv aceste lucruri. Și în felul acesta, noi putem să-i oferim omului, inclusiv partea de ce fel de alimentație este potrivită pentru el. Pentru că această alimentație diferă de la om la om și mai mult de atât, se schimbă în funcție și de sezon. Și atunci este ca o echilibrare fină între ființa noastră, ca oameni, și natura care tot timpul trece printr-un anumit proces de transformare. O altă metodă prin care noi putem să echilibrăm aceste două șapi și să le menținem în echilibru este tehnica de masaj ayurvedic. Această tehnică de masaj ayurvedic, ea, așa cum am spus la început, are o vechime de peste 5.000 de ani. Și ea lucrează, este singurul masaj, de fapt este prima formă de masaj care a fost practicată de oameni și este singurul masaj care lucrează pe partea de echilibru acestor trei doșa. Toate celelalte forme de masaj care au apărut sunt preluate din sistemul acesta și aplicate sau transformate în funcție de cultura în care le-au ajuns. Spre exemplu, partea de acupunctură. Partea de acupunctură, care se regăsește în medicina tradițională chinezească, ea vine din Ayurveda, care este practicată sub numele de marmaterapie. Marmaterapie reprezintă anumite puncte energetice subtile care se regăsesc pe corpul nostru fizic. Spre exemplu, ați avut vreodată situația să vă loviți în zona aceasta a cotului și să simțiți că v-a amorțit cotul și cum faceți? Da? Acesta este un punct marma. Da. Ok? Bun. Avem 74.000 de puncte de genul acesta. Și ele sunt interconectate. Adică punctul de aici este interconectat cu punctul de aici și mai departe este interconectat cu coloana vertebrală. Și în felul acesta, având această știință, ea se numește Marma Vidya, sau știința porților ascunse din corp, ea a fost preluată din India de Sud și a ajuns inclusiv în partea aceasta de acupunctură. Dar în India antică, în perioada vedică, această știință era aplicată cu degetele. Și degetele contau foarte mult din punct de vedere al presiunii. Când mergi pe om, contează foarte mult unghiul și cât de mult te duci. Pentru că dacă depășești o anumită limită, poți să-i faci rău. Și de aceea este foarte important să ai pe cineva care poate să te ghideze în direcția aceasta și nu neapărat că poți să înveți dintr-o carte sau dintr-un video. Eu lucrurile acestea, toate le-am aflat direct de la sursă. Eu m-am dus și am trăit în junglă cu ei, efectiv, în Kerala, în India de Sud, 3 luni de zile și acolo, practic, am stat împreună cu profesorii mei să învăț această știință. Care mai este o diferență între și de ce este importantă partea aceasta de specializare în masajul ayurvedic? O altă diferență este faptul că masajul în sine este foarte personalizat în funcție de aceste tipologii. Noi învățăm să pregătim după anumite rețete, după plante medicinale, anumite uleiuri care sunt în conformitate cu tipologia energetică a persoanei respective. Aceste uleiuri sunt făcute după niște rețete tradiționale aduse și învățate din India, în care combinăm niște uleiuri de bază împreună cu niște plante medicinale. Și în felul acesta noi obținem un ulei personalizat. Și acest ulei, când îl aplicăm, este potrivit pentru toate planurile persoanei respective. Adică îl ajută inclusiv din punct de vedere fizic. Elimină durerile, ajută din punct de vedere al articulațiilor, elimină inflamația, purifică corpul, purifică sângele și mai mult de atâta, elimină inclusiv stresul și ajută la dizolvarea emoțiilor și a energiilor grele din câmpul omului energetic. Da? Și atunci, în felul acesta, aceste uleiuri lucrează pe aceste trei plane. Și în felul acesta, toată ședința de masaj se personalizează. Și acum, ca o diferență între masajul clasic și masajul ayurvedic este în felul următor. Dacă în masajul clasic, ședințele sunt împărțite în patru forme clasice, terapeutic, cel de relaxare sau masajul somatic, masajul de reflexoterapie și masajul de drenaj limfatic, și dacă cineva vrea un anumit efect, spre exemplu, pentru drenaj limfatic, el face o ședință de drenaj limfatic. Dar dacă vrea și masaj de relaxare, el se duce în altă parte și face, sau la același terapeutic, o ședință de masaj de relaxare. În masajul ayurvedic, aveți aceste patru efecte într-o singură ședință. Și atunci se schimbă cu totul dinamica. Pentru că ședința este și terapeutică, are și efect de drenaj limfatic, se lucrează și pe partea energetică și este și de relaxare.
De ce primește aceste efecte într-o singură ședință? Deci aici este o diferență între masajul clasic și masajul Ayurvedic. O altă diferență este faptul că este o nișă care este într-o continuă creștere. Anul trecut, la nivel de România, a avut o căutare de peste 400% în toate centrele de spa și de masaj. Deci atunci, inclusiv acest lucru este luat în considerare. Și din acest motiv, școala noastră a lucrat în colaborare cu un alt ONG pe partea de fonduri europene și am avut un program de formare profesională pe partea de masaj ayurvedic pentru refugiații din Ucraina, care acum, în acest moment, lucrează atât în România cât și în Europa. Și au acest succes pentru că oamenii caută deja, față de ședințele de masaj clasice, caută deja niște ședințe care să meargă un pic mai profund. Adică să meargă și pe partea de cunoaștere. Omul să, pe lângă niște beneficii fizice, să aibă și partea de cunoaștere. Și acum, în timp ce eu să-i rog pe terapeuții de la noi din școală, să facă câteva mișcări de demonstrație pe partea de masaj ayurvedic. Eu, între timp ce ei fac și lucrează în direcția aceasta, eu să vorbesc despre ce fac ei. Da, vă rog. Puteți să-mi exemplificați și pe mine? Parte de? De acum facem asta, după ce terminăm ședința, putem să mergem la stand și să vorbim despre asta. Și se poate exemplifica, bineînțeles. Bun. Între timp ce pregătesc ei partea de terapeut, deci până la urmă, partea de față. Bun. Foarte bine. În timp ce ei pregătesc partea aceasta, o să vă explic cam ce fac ei. Ideea este în felul următor. În primul și în primul rând, acest tip de masaj se poate lucra atât din punct de vedere al terapeutului de o singură persoană, sau se poate lucra cu doi terapeuți în același timp. Este un masaj la patru mâini, ei merg în sincron, în felul acesta intensitatea masajului crește și mai mult de atâta, mișcările sunt niște mișcări foarte naturale care urmează accentuitul de curgerea energiei în organism. Pentru că este un masaj subtil, este un masaj energetic, în primul rând. Și această tehnică, să știți că mai mult de atâta, în aceste mișcări, să știți că ei reușesc să activeze acest circuit și acest flux de energie internă. În același timp, uleiul este făcut pentru această perioadă de trecere între anotimpuri. Perioada în care avem nevoie, corpul nostru acum, după perioada de iarnă, are nevoie de hidratare, are nevoie de purificare, are nevoie de curățare. Perioada de primăvară este considerată o perioadă un pic mai grea, în sensul că se activează acest tip de energie care poartă denumirea de Kapha Dosha, care este combinația între elementul de pământ și apă. Această combinație necesită o purificare din partea corpului. Bun. Și aceste mișcări, după cum bine vedeți, sunt niște mișcări aplicate blând, lente, care au o anumită secvență, da? Și această secvență respectă un anumit pattern de curgere energiei în organism. Toate aceste lucruri, să știți că ele generează, pe lângă faptul că terapeutul nostru lucrează într-o anumită stare de meditație cu persoana care vine la masaj, mai mult de atât, generează inclusiv partea aceasta de sănătate care ea se menține în corp. Adică el, efectul unui masaj ayurvedic este până la 3 zile. În prima zi de după masaj te simți foarte bine, dar în a doua zi este punctul cel mai înalt din punct de vedere al efectului terapeutic al acestui tip de masaj. Și atunci el durează 3 zile. Acest tip de masaj, el îți strângește viața, îți echilibrează cele trei energii și în același timp îți dezvoltă sistemul imunitar. În așa fel încât persoana care face acest masaj, care primește acest masaj, poate să facă mult mai ușor față stresului și a lucrurilor care se confruntă în mediul său înconjurător. Bun. Acest tip de mișcări sunt niște mișcări care conectează partea aceasta de terapie. Bun. O altă metodă, din ceea ce se aplică, este acest săpuleț cu plante medicinale, care se numește chiri. El se face tot de către terapeut, sunt anumite rețete, și acest chiri se pregătește împreună cu anumite uleiuri medicinale, sunt plante medicinale, și el se aplică tot pentru anumite afecțiuni, pentru anumite dureri lombare, sau cum ar fi pentru herniile de disc, sau persoanele care au anumite blocaje și vin cu anumite dureri. Am avut persoane care nu puteau să miște, așa au venit la mine. Și după trei ședințe de chiri, au reușit 80% din problema pe care o aveau, au reușit să scape de ea. Da? Pentru că noi, în primul și în primul rând, pe lângă faptul că lucrăm cu efectul terapeutic al plantelor medicinale, care este componenta cea mai importantă, pentru că în ziua de astăzi, terapeuții învață o tehnică, dar mai departe, ei nu țin cont de uleiul pe care îl pun pe pacient.
Dar uleiul acesta, să știți că 85% din proprietățile oricărui produs pe care noi îl folosim pe pielea noastră se duce în organism. De aceea trebuie să fiți foarte atenți din punct de vedere al acestui aspect, să fiți foarte atenți al a ceea ce folosiți pe pielea voastră. O să mai facem câteva mișcări în direcția aceasta. O să mai facem câteva mișcări în direcția aceasta și apoi o să trecem la partea de chiri. Ok? Bun. Acum, această mișcare care a avut loc pe partea de sus a corpului, aceeași mișcare a avut loc pe partea de jos a corpului și acum unim mișcarea de jos cu mișcarea de sus. Și în felul acesta activăm întreg organismul și activăm întreg circuitul energetic al ființei umane. Acestea sunt niște mișcări de bază și să știți că sunt niște mișcări care sunt foarte ușor de învățat. Noi în școala noastră oferim această specializare, durează 6 luni de zile și după aceea, după ce ați făcut alături de noi această specializare, puteți și voi să faceți acest tip de masaj, puteți să pregătiți ulei, puteți să pregătiți chirii și mai departe puteți să lucrați în acest domeniu, fie pe cont propriu, fie sub diferite colaborări. Bun. Acum, după ce au făcut partea aceasta, o să trecem la partea de chirii. Care o să avem puțin ulei. Acest ulei o să-l încălzim. O să încălzim și chirii. Da? Bun. Da? Deci direct la flacă. Așa se lucrează. Aveți grijă acolo, să începem cu el să lucrăm. Bun. Și să nu fie prea fierbinte, da? Deci chirii se încălzește direct la flacă, în uleiul pe care noi l-am aplicat deja. Și trebuie să fie foarte, foarte, foarte bine încălzit. Pentru că în felul acesta se deschid porii și atunci plantele medicinale poate să pătrundă adânc în organism. Ok? 7 minute. 7 minute. Bun. O să arătăm pe partea de chiri și apoi o să facem 2 minute, o să arătăm și partea de șirodara. Care este un masaj mai special, este un masaj al corpului care reduce tensiunea, insomniile și rezolvă burnout-ul și diferite alte probleme de sănătate care țin de partea neurologică. Da? Bun. Rapid. Aceleași mișcări practic pe care le-am aplicat înainte, ele se pot aplica inclusiv din punct de vedere al secreției, se pot aplica cu acești săculeți de plante medicinale. Și această curgere continuă a uleiului și se presează anumite puncte energetice la nivel de față, de frunte și de cap. Odată după ce s-a terminat acest lucru, putem foarte frumos să acoperim toată fața cu ulei, cu prosopul respectiv. Ok, bun. Foarte bine. Da, încercăm să șteargă un pic. Și în felul acesta, persoana respectivă a primit și partea aceasta de șirodara. Bineînțeles că terapia în sine durează mai mult. Acum, din cauza timpului limitat, am încercat să vă arăt un pic din această tradiție, din această cunoaștere. Așa cum am menționat la început, suntem prima școală din România care oferă acest tip de specializare. Avem deja formați peste 75 de terapeuți care lucrează la nivel de țară și internațional, de către școala noastră, și peste 1000 de pacienți cu care am lucrat în ultimii 3 ani de zile. Și în felul acesta, cine dorește, poate să primească acest tip de masaj sau, dacă doriți să vă specializați, dacă sunteți terapeut sau vreți să vă schimbați cariera, să începeți să învățați aceste tehnici, puteți să veniți alături de mine. Colegii mei, la final, o să vă împartă niște pliante care o să vă ajute eu cumva să vă programați pentru acest tip de ședințe. Ok? Bun. Mulțumesc. Vă rog să ne oferiți o rundă de aplauze. Vă mulțumesc tare mult. Dacă aveți ceva întrebări, mai avem, cred că, 2 minute, cel mult, fix ne-am încadrat. Dacă aveți ceva întrebări sau dacă vreți să discutăm un pic pe... 6 luni ați spus că este programul școlii, dar cum se... săptămânal? Cum se desfășoară? Ok. Avem programul acesta, conține 2 părți, are partea teoretică și partea practică. El se desfășoară în online pe o platformă, deci poți să vezi de oriunde din România, dar avem și întâlniri care au loc odată la ceva, la câteva luni, ca să poți să aprofundezi partea de practică. Și mai multe detalii poți să afli de pe linkul care este acolo, de la numărul de telefon. Pe numărul de telefon scrie pur și simplu o programare.
Iar oamenii din echipa mea o să vă contacteze și o să discutați direct cu un reprezentant ca să puteți să înțelegeți mai multe detalii despre program și ce presupune și cum se desfășoară și ce posibilități aveți din punct de vedere la acestei cunoașteri să fie accesată. În același timp avem și canalul nostru de YouTube unde oferim foarte multe conferințe, oferim foarte multe prezentări, inclusiv această prezentare cel mai probabil o să ajungă și acolo ca să fie împărtășită pentru toți oamenii care doresc să afle mai multe informații. Eu vă mulțumesc tare mult, sper că a fost inspirant. Dacă doriți mai multe detalii, mă găsiți la Centrul de Studii Vedice, la stand, unde puteți să vă luați și uleiuri sau putem să discutăm despre această tehnică. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și numai bine!